Vasi Vest, de Ana Bladian. Ieri dimineață, pe la ora 7, când era încă aproape noapte și toți copiii dormeau în cătun, a fost săvârșită o crimă brun. Un viermele cunoscut s-a introdus în pâna cea mai de sus. I-a sub sângele dulce și în grabă, a zvârlit-o fără viață în iarbă. Apoi, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, a plecat. La ora 8 și 10 mintea, furnicile au descoperit trupul prunii între foi și l-au așezat pe oase pe o pernă, umplută cu foi de lucernă și l-au prohodit bătrânește pe rând și l-au coborât în pământ. La ora 9 și 5 au venit păsările, detectivii cei mici, și le-au anchetat și le-au acuzat pe furnici. La ora 10 fix au apărut procurorii cei mari, îmbrăcați în uniforme de grădinari. Au pus întrebări prunelor înspăimântate și au cercetat totul cu severitate și au dat în urmărire, cu semnalmente ferme, un vierme. La ora 13 și 2 minute exact, încă nu-l pomeneau pe vinovat. Ei nu știau că viermele nu fusese vierme, ci o midă pe care nu aveau cum să mai prindă, pentru că se transformase fără niciun martor ocular într-un fluture extraordinar, ce se învârtea ironic și grațios ca să vadă ce se mai petrece jos. Iar ei, obosiți de anchetă și urmărire, se opreau din când în când să-l admire.